Astăzi, cunoscutul și îndrăgitul atacant al echipei CS Mioveni, Roberto Aiza, își serbează ziua de naștere. Fotbalistul a împlinit vârsta de 30 de ani și spune că ceea ce își dorește cu ardoare este promovarea echipei CS Mioveni în Liga 1. Aiza a mai spus că acesta ar fi cel mai frumos cadou pe care l-ar putea primi. Atacantul a mers azi la antrenament și a fost felicitat de coechipierii săi. Președintele Consiliului Director Dumitru Olteanu a ținut să-i transmită atacantului cât mai multe meciuri în prima ligă alături de galben-verzi. Eu urez în primul rând la mulți ani să joace cât mai mult la clubul de Mioveni și cât mai multe meciuri în Liga 1. Bineînțeles, la clubul de Mioveni. Aiza nu a putut organiza o petrecere de ziua lui pentru că tot lotul echipei CS Mioveni este în cantonament, așa că fotbalistul va trebui să aștepte până săptămâna viitoare pentru a se putea distra alături de cei dragi. Atacantul nici nu se gândește la petreceri. Gândurile lui sunt la cel mai important meci din acest retur de campionat al galben-verzilor, meciul cu Petrolul Ploiești.